Bună, dragilor! Pentru că este toamnă, este momentul să preparăm cea mai fragedă și aromată tartă cu mere. O să vă cucerească de la prima feliuță. Hai să vedem cum se prepară. Pentru umplutura de mere avem nevoie de 650 g de mere golden, 4 linguri de zahăr, zeama de la o jumătate de lămâie. Cantitatea de zahăr poate varia în funcție de cât de dulci sau de acre sunt merele folosite, dar puteți pune zahăr și în funcție de gusturile voastre. Mie însă îmi plac prăjiturile mai puțin dulci. Pentru început preparăm umplutura de mere. Spălăm merele și le curățăm de coajă pe toate. După ce le-am curățat de coajă, le tăiem pe jumătate și le scoatem semințele. Următorul pas este să le tăiem cubulețe și să le punem într-o crăticioară încăpătoare. Dacă nu vreți să le tăiați cubulețe, le puteți da pe răzătoare pe partea cu găuri mari. Eu folosesc de obicei mere golden pentru că nu sunt foarte apoase și se coc uniform, însă voi puteți folosi ce mere vă plac. Urmează să adăugăm zahărul peste mere. Adăugăm și zeama de lămâie, amestecând totul cu o lingură pentru a distribui cât mai bine zahărul și zeama de lămâie. Punem grătișoara pe aragaz la foc mediu și amestecăm din când în când pentru a nu se lipi merele de fundul crăticioarei. Lăsăm merele la călit până când se mai moaie și se reduce lichidul format. Când merele sunt gata, oprim aragazul și le lăsăm să se mai răcească. Între timp, preparăm aluatul de tartă. Ingrediente: aluat fraged fără unt, 270 de grame de făină, 100 de grame de zahăr, 80 de ml de ulei de floarea soarelui, un ou mediu plus un gălbenuș, praf de copt o linguriță, coaja de la o lămâie netratată, un vârf de linguriță de sare. Punem într-un vas un ou întreg și un gălbenuș și amestecăm cutelul pentru câteva secunde cât să omogenizăm compoziția. Punem un vârf de linguriță de sare și amestecăm pentru câteva secunde. Adăugăm treptat uleiul și amestecăm. Punem treptat și zahărul și amestecăm cutelul. Radem coaja de la o lămâie netratată și o adăugăm și pe ea în aluat. Adăugăm praful de copt și amestecăm cutelul. Adăugăm jumătate din cantitatea de făină pe care o cernem și amestecăm. Cernem și făina rămasă. Curățăm telul de aluat pentru că ne va fi greu să mai amestecăm cu el. În continuare, frământăm aluatul cu mâna până când devine omogen și nu se mai lipește de degete. Rotim puțin vasul în care am frământat aluatul pentru a-l uniformiza. Și aluatul fraged fără unt este gata pentru a fi folosit. Următorul pas este să ungem cu ulei o tavă pentru tartă cu diametrul de 25 de cm. Urmează să presărăm făină și să o distribuim cât mai uniform pe toată suprafața tăvii. Întindem o foaie subțire din aluatul preparat pe un blat presărat cu făină. Îl rulăm pe un făcăleț și îl punem în tavă. Îndepărtăm aluatul în exces cu făcălețul sau cu un cuțit. Înțepăm aluatul din tavă cu o furculiță din loc în loc pentru a nu se umfla în timpul coacerii. Peste aluat punem cu o lingură umplutura de mere. O întindem uniform pe toată suprafața tartei.
Aluatul rămas îl frământăm din nou, îl întindem cu făcălețul și îl tăiem fâșii cu care vom decora suprafața tartei. Dacă vreți un model mai simplu, puteți să ia aluatul cu diverse forme, cum sunt o floare sau o inimioară sau ce forme aveți voi la îndemână. Aranjăm fâșiile de aluat pe suprafața tartei. Nu uita să dai like și subscribe pentru a fi la curent cu ultimele rețete. Mulțumesc! Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și o ținem pentru 35-40 de minute sau până când s-a rumenit frumos la suprafață. După cele 35 de minute, scoatem tarta din cuptor și o lăsăm să se răcească complet. Când s-a răcit, o putem presăra cu puțin zahăr pudră. Și tarta cu mere fragedă și aromată este gata pentru a fi savurată. Poftă bună! Ne auzim data viitoare cu o nouă rețetă!